Ok, mi-am aranjat sculele. Astăzi voi face o partidă la undițe. Doar la undițe. Cu două undițe voi pescui la... Voi încerca să fac o combinație între pătrățică și porumbul de la claumar, iar cu o undiță voi pescui cu râmă. Mai exact la cele două undițe, la care pescuiesc cu porumb și pătrățică, aștept crapul, iar la cea cu care dau la râmă, doar la râmă, aștept și o roșioară, depinde ce intră, somotei, plătică, carașel, vedem acum. Acesta este porumbul cu care pescuiesc de la Claumar Pescar, îl găsiți pe site-ul lor, o aromă superbă de miere, iar aceasta este pătrățica de la Claumar de porumb dulce de 10, astăzi voi pescui pe dulce. Și bineînțeles, nelipsitele râme de la mine de acasă, arată delicios. O cameră am pus-o acolo să filmeze toată acțiunea. Am și umbrela în caz de revine soarele și așteptăm acțiunea să vedem ce și cum. Avem și minciogul, îl găsiți la Claumar. După cum observați, am pus și un mic GoPro aici. Ia, uite, uite, fuge cu aia. Uite-l. Am scos-o pe cealaltă. Mamă, s-a dus în... Naimilei! Anu carasului! Caut, s-a și dus! O rupim, s-a rupt, a? Direct la fund! Îl așteptăm din nou! Direct acum, în timp ce făceam introducere. În camerei ne apucăm de treabă. Cu cea de la jumate pescuiesc doar la râmă, iar în părți porumb. Imediat cum trage una la porumb, le scot pe celelalte. Instant. Primul intrat, un somn piticuț. Din moment ce dau la râmă, știu sigur că vor intra mai mulți somn. Vreau să prind și de ăștia azi. Să vedeți ce am prins. Ia uitați ce a intrat la râmă. Mamă, ce frumoasă e! O regină. Ce tare. Până acum am scăpat 3 bucăți. Acum am dat drumul iar la înregistrare. La cea din stânga, credeți-mă, cred că avea 5 kg. Nici de cum, deci nu am putut să o țin pur și simplu. Nu s-a rupt firul, a cedat ceva, cred că s-a rupt buza peștelui. Băi, au sărit 6-7 solzi în sus, s-a băgat în stuful ăla. Deci nu era problema că s-a băgat în stuf. Problema a fost că nu s-a agățat bine. Băi, frate, și ăsta e al treilea. Uite-l, mă, mâncați-și. Fir de 35, mă, bă. Ați văzut? Ce să trag, că n-am tras deloc. Fir de 35, da? Când vine cât o namilă s-a adus. Deci, fir de 35. De 35 ăla, mă? De 35. Ia uite. S-a făcut pardaf. Bine că mi-am luat linii la mine, le-am făcut acasă. Ați văzut? Direct, nici nu s-a uitat, nici nu a stat, deci, ca și data trecută. Era sigur ceva frumos. Frumos, nefrumos. A pliciuit parcă a dat cu biciu, ați auzit, da?
Uitați, am linie gata făcută de acasă. Firul de 0,30, da? Uitați aici, 0,30. Am vrut să fac de 0,35, dar am zis, lasă că-l fac pe fir de 0,30. Echilibrat, cârlig, uitați. E bine să le ai gata făcute, nu să stai aici pe baltă. Băi, acesta e al doilea pește uriaș care mi-a scăpat, dar ăsta a rupt linia, ați văzut? Decât un pic, zpăc, să se rupă așa direct. Eu ți-am zis să nu le mai dai la pește ăștia energizant. Uite cum sar în sus și rup tot. O să dau la cap de bicicletă. Ăsta e al patrulea crap, dar ăsta a și rupt. Încă una ruptă, o montură ruptă, da? Ia uitați, se rupe. Nu știu de ce, dar e același fir cu care am luat 38 de crape atunci. Au fost cu siguranță pești mai mari, dar firul cedează de la jumate, de la sfert. Așa că voi folosi de data asta, la o undiță, un fir de 25, fir textil, de la Claumar, care ține 39 de kilograme. Hai să-l văd acum, dacă mai rupe și pasta. Nu mai folosesc fir de nailon la această undiță pe care o voi face acum. Ia! Băi, să fie! A luat bobița. Îi pun acum alta. Dacă eram atent și mai rapid, îl ridicam. N-am fost atent, a băgat-o la fund, cum se zice, și când am tras-o, nu mai era nimic în cârlig, l-am ratat. Nu asta e problema. Problema e că se rupe firul, am dat de pești mari, am dat de crap peste 5 kg, s-a dus în stuful ăsta, dar tocmai asta e chestia, că dacă firul atinge stuful, se deteriorează și la a doua trăsătură mai puternică se rupe. Asta ar fi problema când pescuim lângă stuf. Deci dacă pescuiești lângă stuf, să fii sigur că o să se rupă firul dacă un pește îți duce linia în stuf. Așa că voi folosi acest fir de 0,25, un fir textil care ține 39 de kilograme. Cap-coadă va fi doar acest fir, fără nailon. Și acum să vină să vedem, Paul. Eu mai am de 0,30 o linie gata făcută de acasă cu plumb culisant, modelul șari. Îl știți bine? E full de 0,30 în caz cum s-a rupt la asta. O schimb direct, nu stau. E bine să aveți la voi 5-10 linii, da? Dar de data asta voi pune firul textil, după care o să-l folosesc pe ăsta sau, dacă nu o să se rupă și o să scot peștele, o să le înlocuiesc pe toate trei cu fir textil. Se pare că nailonul cedează. Uite. Ia să-l vedem dacă se mai rupe și de data asta. E un ten. Și ăsta are putere. Mă mir că nu s-a rupt și de data asta.
pornesc eu GoPro-ul. Gata. Opa! Oh, frumos! Un ten la 2 kg. Chiar foarte mare. Îl așteptam. Mă mir că nu s-a rupt firul. Deși că a fost foarte puternic și e. Un ten foarte frumos la 2 kg. Mă mir că nu s-a rupt firul. Cu siguranță o să încerc foarte mult să pescuiesc și la firul textil. Nu știu cum de nu s-a rupt firul. Uite-l. Și a tras la aia, să mai se rupă din asta, hai. Hai să se mai rupă din firul ăsta textil, nu mai iese acum, gata. Aici moare. Da. Vezi că am pus ăla, hau. Din firul ăsta nu se mai rupe nici dacă moare. O să-l bag în stuf, oriunde, că nu se mai rupe fir. Ori i-am pus fir ca lumea, ori nu. Degeaba. Hai să dau drumul la ăsta. Se mai obosește. La camera. Ăla e. Nu are voie să se mai rupă. Auzi, fac ce vreau cu el, că nu se mai rupe. Ăla-i. Putea să se întâmplă orice. Dar de rupt nu se mai rupea, nu am mai avea voie. Și e un crab frumos, da? O să vă arăt imediat montura la un cârlig curbat. Foarte agresiv. Putea să se zbată cât vroia. Firul ține 40 de kilograme, e foarte, foarte bun. Și ce credeți, toate undițele le voi face așa. Și cârligele, așa că am descoperit cum să-i vinde hac mustăciosului, după ce am scăpat 6 bucăți. Montura e simplă, plumb pierdut. Uitați cârlig ce am pus. Curbat. Foarte agresiv, 2 boabe, șmecher, nu mai are voie să se mai rupă, scot pomii cu el. Ha?
Ăla e, oh my god, s-a rupt și ăsta, mânca vai și gura voastră. Uitați voi, fraților, bă, s-a rupt și ăsta, mă. Deci chiar acum a tras, cred că s-a auzit. Ia uita ce s-a rupt în cavaș. Băi, să-mi bat piciorul. Doamne, mânca vai și gura voastră, băi, copiii mei, mă. Deci nu e una, e alta, mă. Mă și miram. Nu mai zic, mă, nimic, am. Nu mai zic, mă, nimic. Așa, namile, mă. Uite-mă la tine aia și la mine mormoloci. Hai baba mea, hai baba mea, hai. Ăla e, mă. Frate, ura, mă, adică. Încă unul. Ăsta dă bine, scump. Hai că nu te mai rupi de data asta, gata. Păi până când? Ia să vedem ce e. Ia să dau eu camera asta mai sus, așa. Ăla e. Ce, bă, ce frumos e. Uite, bă, viteză pe el, bă. Ia uite, bă! Bă, unde te duci? Ai luat-o razna! Bă, vină-ncoa! Aude ce frumos e! Vină-ncoa, ce? Stai așa, că vii tu acu. Vino cu ace, mă. Hai la tata, ha. Mamă! Aoleu, ce mare e. Opa, fraților, are 3 kg din ochi. Mamă, ce e aici? Aoleu! Mamă! Ați văzut, frații mei, că mi-am luat revanșa? Cu cârligul curbat, micuț. Mamă, dar mare e mâncava și... Aoleu! 3 kg ca popa. 3 kg ca sfântul popa. Nici nu se pune problema. Nu s-a mai rupt firul. Vă dați seama dacă intra la firele alea mici? Se alegea praful și pulberea. Oh my god! Ia uitați ce monstru! Chiar e foarte mare, fraților! Da! Foarte, foarte mare! 3 kg! Pă puțin! 3 kg jumate ca popa! Ați văzut că nu s-a rupt firul? Asta e! Ok, am schimbat bateria. Ia să vedem! Gata! Am schimbat bateria și vreau să eliberez tenul și crapul și să vedem cât cântărește. Aici e GoPro-ul, n-are nici... Ia uitați, dacă îl cântărim așa, să vedeți și voi, da? Cât ar avea acest... Ia. Ia uitați. 300 de grame, da?
E foarte ușor. Ok, hai să nu mai las tenul aici. Stai ușor, baba mea. Ia. Să eliberăm prima oară tenul. Eu am zis că are cam 2 kg, da? Hai să vedem aici. Ia uitați, 0, da? Dar nu vedeți voi. Stați un pic. Dar să dau eu camera așa. Ăla e. Ia. Are 0. Da? Ia uite cât are. 2,7. Da? Deci tenul are 2,7 kg. Zi 2,5 cu ăsta, da? Deci tenul are 2,5. Le liberăm chiar acum. Să nu-l mai țin în juvelnic. Pu, ușor, ușor. Și celălalt. Ia să vedem că e gras frumos. Mamă. Ușor, ușor, ușor. Asta are mai mult de 3,5 kg, fraților. Ia uite aici. Ok. Hai, și pe ăsta. Ia. Patru kilograme. Se vede? Nu știu dacă se vede că... 4 kilograme. Am 4 și cu 2,5 și cu încă unul. Ăla e. Ia uitați-l. Îl eliberăm acum. 4 kilograme de crăpălău. L-am luat la undiță. 4 kg. Ăla e, mă, ăla e. O partidă cu peripeții. Eram supărat, de fapt am fost. Chiar sunt, că am rupt 3 monturi, am pierdut 7 crapi. Dar după care a intrat tenul de 2,5, ați văzut, crapul de vreo 2 kg și cel de-al treilea pește pe care l-am adus pe saltea de 4 kg la undiță. Tenul l-am luat la porumb, tenul și cu crapul de 4, iar cel de 2 l-am luat la pătrățică. E ora 6:45. Mai vreau un drill 2. Între timp, nu mai dau la râmă, am prins vreo, cred că 10 somotei, îmi ajung. Chiar asta am și vrut, să iau vreo 10 somotei, Caraș și Plătica n-a tras la undiță. Ce fac eu până una alta? Îmi umplu un penar cu riguri pentru undiță. La acest rig am luat crapul de 4. E foarte, foarte bun. Mă uit că dacă a zburat... Așa, îl întind, îl pun aici și gata, ia uitați. O chestie de asta costă doar 10 lei, fraților, și e păcat să nu le aveți puse, ordonate. Eu le iau imediat și mi le pun ca rig la undiță dacă se rupe vreunul. Ăla e, mă, iar, mă. Sper să nu se rupă. Uite, tocmai de asta. S-a băgat. S-a băgat în tot. Dar l-am recuperat. N-am băgat capul din niciod. Dar uite-mă cum se duce în stuful ăla. Aha, l-am văzut pe crăpcean, să-i bag eu capul la mincioc. Îi dau drumul la... Ăla-i.
micuț. Micuț, dar a mai fost, are buza ruptă. A mai fost prins el. Tot așa 2 kg are. Ia să-l scot eu cu cârligul, cu patentul. De data asta l-am scos la firul de 0,30 la pătrățică. Vedeți, în partea asta gura e ok. În partea cealaltă e puțin deformat, să zic așa, da? Ia uitați. Frumos. 2 kg ca popa. Mamă, ia uite, băie, mâncam. Mâncam și l-am luat. Să nu le încurce pe astea. N-are cum să se rupă, că e cel de... Nu! E cel cu fir textil. Mamă! Oleu! Ia uitați-vă, fraților, ce trage aici de bun. Mămica mea! Asta să se obosească. Am dat drumul și la GoPro. Mamă, ești nebun! Ia uite power aici pe el. Mamă! Adu barca, Doriane! Mă, ce-i ăsta? Mâncați aici gura ta, crocodil, ia uite! Ca să luăm o pașă? Bine, Doriane! A scăpat! A scăpat, fraților! Mă, dar ce era ăsta, crocodil? Ce să fie prea groase, că nici n-aveam cum să-l țin, s-a făcut undița în formă de U. Mam. Ce să mă, fraților? Deci am pus firul, de rup nu s-a rupt nimic, dar s-a rupt din buza lui. Ia uitați, vedeți ce finuție de 10. E super șmecher firul. Plumb cu lisant. Și plută, de 2 grame. Da? Da, e șmecheră, pac. Mamă, cât de monstru era, ești nebun. Ok, fraților, ajunge pe ziua de azi. S-a distrat mușchiul meu, doamne cât de mulți am putut să scap. Ci drept s-a rupt montura, fraților. Eram la masă și pac. Fiți atenți, e ora... Ia să văd eu cum facem noi aici. 7:25. Ok? De acolo tună și începe ploaia. Deja e liniștea dinaintea furtunii, da? Acolo e cum e, acolo e mai... Și de aici începe iar. Ia uite. Nu era așa, ești nebun la sub braț. Nu era așa mai devreme. Și se unesc partea asta cu partea asta. Și o să se lase cu scăpări de curent electric, așa că gata, îmi strâng și eu sculele. Bă, o partidă, n-am ce să zic, o partidă care m-a învățat foarte multe și o partidă super frumoasă, fraților. Se pare că nu pot spune acum că, vai, porumbul a dat roade și alea. Într-adevăr, a lucrat porumbul fiind dulce. Nada a fost o nadă pe bază de mălai, uruială și semințe de cânepă în general și am pus și jumătate de punguliță de făină de pește în toată găleata. Am avut o găleată de nadă și am aruncat acum un sfert, restul, ca să oricum plec, gata, nu mai le arunc în apă. Am aruncat-o doar pe una, dar gata. Mie că în 5, maxim 10 minute plouă și gata, se strică, plecăm și noi, ne luăm la revedere, deocamdată ne revedem, știți bine, în weekendul următor. Iar pentru cei care doresc accesorii de pescuit, nadă și un magazin full option, găsiți de toate, Claumar Pescar în linkul 2, deci
găsiți absolut orice, iar la sfârșitul cumpărăturilor băgați codul promoțional SHARI și aveți 5% reducere din cumpărături. Un apus de soare, să zic așa, frumușel doar în partea asta, în rest e crimă organizată. Vă iubesc, mă bucur că sunteți alături de mine, un fish hacker nebun. Când zic fish hacker, o să vă arăt eu foarte multe secrete, pescuit cu camera subacvatică, doar aici pe Fish Hacker.